O plantă anume de care probabil că fiecare dintre noi am auzit deja poate aduce un profit uriaș agricultorilor la hectar. Mai precis este vorba despre rapiță, iar partea cea mai bună pentru fermierii din țara noastră este faptul că această plantă nu are nevoie de foarte multă atenție. Această cultură, care poate fi atât de profitabilă pentru fermierii din țara noastră, se plantează începând cu 1 septembrie, iar partea cea mai bună pentru cei care sunt interesați să investească în aceasta este faptul că rapița poate fi îngrijită foarte ușor. Prețul acesteia rămâne unul ridicat de ceva ani, iar fermierii din sudul țării noastre pot vinde o tonă de rapiță chiar și cu 1650 de lei sau 1700 de lei. Astfel, acest lucru înseamnă că la un hectar întreg se poate ajunge la un profit de 1000 de euro. Mai mult decât atât, pe lângă profitul pe care îl fac, fermierii din țara noastră mai primesc și o subvenție pe suprafață. Iar în funcție de sol, rapița poate avea diverse avantaje, printre care se numără faptul că este rezistentă la scuturare, poate avea un nivel ridicat în ulei și are și o rezistență ridicată la foma. Atunci când vine vorba despre rapiță, există unele soiuri care pot crește rapid pe timp de toamnă, iar fermierii nu vor fi nevoiți să cheltuiască foarte mulți bani pentru a îngriji aceste culturi. Cei mai mulți fermieri români plantează rapița chiar la 1 septembrie, iar în funcție de suprafața pe care o plantează, pot obține sume importante de bani pentru acestea. Iar atunci când vine vorba despre uleiul de rapiță, trebuie să știm că acesta poate avea anumite beneficii pentru sănătate, care nu ar trebui ignorate. De exemplu, el este o sursă de grăsimi sănătoase și vitamine liposolubile. Mai mult decât atât, uleiul de rapiță este și o sursă bogată de vitamina E, cât și omega-3. În plus, deși părerile specialiștilor sunt împărțite, ar exista teorii care spun că uleiul de rapiță poate ajuta și la scăderea nivelului de colesterol, relatează click.ro.